sport. Așa ți-ar fi plăcut să începi orice zi, așa ți-ar fi plăcut să termin orice zi de școală. Astăzi a venit domnul profesor Alexander Florescu. Bună dimineața! Salut! Bună dimineața, salut, dragii băieții. Salut! Cu cine ai venit astăzi? Cu Iulian și Marian. Marian, salut, da. Băieți! Ce facem astăzi? Mergem la școală. Am luat ghiozdanul, ne-am pregătit ghiozdanele și vrem să facem, să le arătăm tuturor celor care sunt acasă ce exerciții pot face cu ghiozdanul înainte să ducă copiii la școală. Dar dacă tot pui toate cărțile alea în el, deja devine greutate. Hai să vedem, hai să începem cu primul exercițiu. Începem cu primul exercițiu. Poți de genuflexiune, cobor în genuflexiune și ridic brațele la nivelul pieptului, da? Activăm atât zona inferioară cât și zona superioară. 6 manuale, dacă ai la fiecare manual câte un caiet, 6 caiete, s-a terminat. Nu mai mult de 5 kg, da? Da. Atenție. Spatele stop. Drept aici, da? Da, spatele drept tot timpul. Bun, lăsăm ghiozdanul jos și ne apucăm să sărim coarda. Un circuit cardio am pregătit pentru studenții noștri de acasă. Așa. Așa, părinți care se uită la noi. Și unde pot arde până la 500 de calorii dacă faci acest circuit. Cât timp faci chestia asta? Cât timp sărim coarda? 30 de secunde. Și după aia pauză? Nu, după trecem la următorul exercițiu. Luăm ghiozdanul frumos, mâna în șold, stânga, cotul lipit de noi, de trunchi și biceps. Dar de ce e importantă mâna asta aici? Șor? Ca să ne menținem echilibru, să avem postura, să stăm drepți, da? Să nu ducem cotul în spate, să lucrăm zona bicepsului, da? Ok. Vrei să încerci? Continuați celălalt braț. Sunt foarte curios cât de greu e ghiozdanul ăsta. Uite așa, invers. Uite așa. Este destul de greu pentru că la final o să se arăți ce am și înăuntru. Ha. Depărtăm deci picioarele, spatele drept. Bun. Hai. Aici și. Bun. Pumnul aici în interior. Exact. Uite aici. Exact, așa. Bun. Păi și nu ridicăm cotul. Păi prezmește cămașa asta pe mine, Alexandru. Da, deja s-a umflat. Atenție. Uite, stai că mi s-a... Așa. Stop. Am biceps. Excelent. Gata. Trecem la următorul exercițiu. Lăsăm ghiozdanul jos. Repede și din nou coardă. Da? Așa, după fiecare facem exercițiu. Da? Asta da. E pauza? În pauză sărim coarda, da? Deci așa ne odihnim, mă. Atenție. Stop. Luăm ghiozdanul, frumos. Îl ținem la piept, da? Poziția picioarelor depărtate la o lățime. Spatele drept, cobor în genuflexiune. Și împing brațele în față la nivelul pieptului. Da? Angrenăm toate grupele musculare. Atenție. 4. 3. 2. 1. Stop. Următorul exercițiu, repede, cardio. Da, te sărim coarda în exerciții. Așa. Eu sunt super curios ce e în ghiozdanele astea, domn. Promit că o să-ți arăt la final. Stop. Luăm ghiozdanul, palma la ceafă, spatele drept. Ia. Lucrăm puțin și oblicul, da? Hai, și ușor, lent, 1, revin. 2, revin. 3, revin. 4, revin. Ce lucrezi 5, aici? Oblicul, oblicul da. Aici? Da. Asta, da? Da. Vrei să încerci să vezi cum este? Da. Schimbați mâna, băieți. Deci. 3. Depărtează picioarele. Depărtează picioarele. Așa. Bun. Spatele drept. Da. Și hai. 1, 2 da, și revin. 3 și sus. Sus. Da, eu mâna o țin dreaptă, nu? Da, da, da. Nu da. Trage dacă nu, trage nu, nu tragi, nu tragi. O lași dreapt. Exact. Ia uite. Ia uite ce bine se simte, da? În ambele părți. Atenție. Stop. Ce bine stă cum așa. Nu se pare că sunt profesorul ăla tânăr care a venit acum nou la liceu? Ba da. Nu. Noi facem sport, da? În continuare. Am trecut la coardă. Proful de, de sociologie. Sociologie, da. Da. Stop. Repede pe spate, ultimul exercițiu. Ia să vedem și ultimul exercițiu. Da. Brațele întinse în față. La nivelul pieptului și ne ridicăm scurt. 1, 2, perfect. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Excelent. Perfect. Dar până mă uit eu aici, Alexandru, să văd ce e în ghiozdan, te rog să-mi zici unde te găsim, dacă vrei să mai facem sport cu tine. Ne găsiți pe Instagram, Alexander _ Florescu, pe TikTok la fel și pe Facebook.